Astăzi discutăm cu europarlamentara Ramona Strugariu. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem acest interviu acum la sfârșit de an 2021, intră în istorie. O să încercăm să analizăm cum a fost cooperarea dintre Republica Moldova și Bruxelles în acest an, care au fost provocările, care sunt rezultatele, asupra căror momente credeți că trebuie să insiste cele două părți, Republica Moldova și Uniunea Europeană, ca această cooperare să fie și mai mult în favoarea și în interesul cetățenilor. Haideți să ne spuneți mai întâi dumneavoastră, ați fost recent la Chișinău cu ocazia celei de-a 10-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova. Care sunt concluziile după vizita întreprinsă în Republica Moldova? Bună ziua și bine v-am regăsit, vă îmbrățișez cu drag de la Bruxelles și pe dumneavoastră și pe ascultătorii noștri. Întotdeauna este o bucurie să dialogăm și să mă reîntorc prin intermediul dumneavoastră în Republica Moldova. Am avut o vizită excelentă și vreau să vă spun că n-a fost doar legată de acest eveniment pe care îl avem periodic, este adevărat și cred că e foarte, foarte important în același timp pentru această dimensiune de cooperare parlamentară, interparlamentară pentru Republica Moldova, dar a fost și o vizită încărcată de dialoguri cu miniștrii, cu premierul, cu reprezentanții ministerelor, cu ambasadorul UE, cu celelalte ambasade. A fost, de fapt, un maraton. Ce pot să vă spun, după 2 zile și jumătate extrem de încărcate, cu câte 11-12 întâlniri pe zi, este că am întâlnit oameni extrem de hotărâți și de ambițioși pe calea acestor reforme, despre care, iată, vorbim de atâția ani, dar în sfârșit avem și o perspectivă care mie mi se pare mai clară ca niciodată pentru ele. Încep cu cuvântul reforme, nu întâmplător, pentru că probabil v-ați uitat și la concluziile summitului Parteneriatului Estic, care tocmai s-a încheiat zilele trecute. Avem o agendă care pune 3 de R foarte hotărâți și foarte mari în fruntea discuțiilor din cadrul summitului: reformă, reziliență, redresare. Și nu e întâmplător că în sfârșit Republica Moldova, și acestea sunt și mesajele pe care le-am primit în timpul întâlnirii, e hotărâtă să facă acești pași nu doar declarativ, ci efectiv pe calea reformelor. Pentru componentele de reziliență și de redresare este mare nevoie de sprijin și din partea noastră, este nevoie de sprijin economic, financiar, este nevoie de sprijin cu expertiză și aș sublinia aici domeniul energetic pentru că e foarte important, dar am văzut și semnalele acestea în ultimele decizii, efectiv, pe care le-au luat liderii europeni. Reforme înseamnă, doamna Strugariu, reforme înseamnă și costuri financiare, dar și costuri politice. Pentru că dacă se fac reforme dure, atunci unii cetățeni ar putea să devină mai reticenți și iată, avem ultimele sondaje de opinie care arată că în topul încrederii uneori se pierde această încredere în cei care guvernează Republica Moldova. Ați putea să ne spuneți mai întâi despre costurile financiare ale reformelor, după care să vă referiți și la costurile politice și dacă ar trebui să-i demotiveze sau, din contra, să-i încurajeze și mai mult pe politicienii de la putere să fie hotărâți din moment ce au promis că sunt gata să facă aceste reforme. Eu n-aș pune pe primul loc costurile financiare dintr-un motiv relativ simplu. Eu cred că dacă există niște costuri financiare mai mari pe termen scurt, putem discuta făcând reforme despre beneficii financiare pe termen mediu și lung. Guvernul Republicii Moldova și, de fapt, Republica Moldova se află într-un context foarte bun, cel mai bun istoric pe care l-a avut până acum. Gândiți-vă că aveți președinția, aveți guvernul și o majoritate parlamentară solidă angajată pe această cale pro-europeană. Și semnalele dinspre Uniunea Europeană de peste tot sunt de încredere
de încredere în această formulă politică care există acum în Republica Moldova. Acum, niciun guvern care vrea să facă repede și bine reforme nu e scutit de greșeală, poate. Important e că nu era voință, ci poate că sunt greșeli din prea mult entuziasm, din dorința de a le livra repede și bine cetățenilor, așa cum foarte bine spuneați. Dar cred că acele guverne și acei politicieni cu experiență știu că cu riscul de a scădea în sondaje și de a face reforme mai puțin populare, ele trebuie făcute în primii ani de mandat, pentru ca efectele lor să se și vadă în momentul în care ceri încrederea oamenilor pentru un viitor mandat. Nu prea există reforme populare făcute foarte bine, pentru că sigur că da. Dacă discutăm despre reforma administrativ-teritorială, ea implică niște reorganizări, poate niște oameni pierd niște poziții, poate că algoritmii politici se restrâng un pic. Dacă discutăm despre reforma din justiție, e cu foarte mari emoții, știm bine, sunt oameni din vechiul sistem care poate tremură gândindu-se la ce se va întâmpla în momentul în care se declanșează niște investigații serioase. Sunt alți oameni care poate au fost de bună credință, își doresc să continue să lucreze în sistem, dar nu știu cum vor fi priviți de noi guvernanți. Sigur că fiecare dintre aceste lucruri generează emoții noi. Sigur că, de exemplu, nerăbdarea societății referitoare la agenda anticorupție este destul de mare. Dar mă întorc. Reformele făcute bine înseamnă și niște audituri serioase în sistem. Dacă e vorba despre reforma administrativă și simplificare, dacă e vorba despre reforma administrativ-teritorială, digitalizare, și aici chiar face bine ce face Republica Moldova, și am avut niște discuții foarte bune la Chișinău, că e vorba de reforma justiției. Și niciodată acest entuziasm nu ar trebui să fie mai important decât rigoarea cu care faci reformele. Doi, da, sunt nepopulare unele dintre ele, pentru că efectele se văd pe termen scurt, într-un fel în care oamenii poate nu s-ar aștepta să le vadă. Trei, sunt benefice pe termen mediu și lung aceste reforme și chiar dacă scad un pic în sondaje, important e acel punct de redresare din sondaje, când reformele încep să-și facă efectul și când oamenii încep să vadă și beneficiile acestor măsuri mai puțin populare. Și cred că Guvernul Republicii Moldova, pentru că se află în această situație politică fără precedent, are spațiul să respire, să facă pasul înapoi și să se gândească strategic la această planificare a reformelor cu priorități, are și susținerea din partea Uniunii Europene, necondiționat din partea noastră, necondiționat. Sigur că Condiții totuși știți... rămân, condițiile rămân acelea pe care chiar Republica Moldova le-a acceptat, pentru că ele sunt prevederile planului de acțiuni pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană, acordul de asociere. Exact, nu suntem într-un alt cadru, suntem în același cadru. Diferența este că vedem și buna credință politică și intenția politică și cred că și competența necesară pentru ca aceste reforme să se întâmple. Pentru că aveți un aparat guvernamental și cel puțin prima linie, aceea a miniștrilor, de oameni foarte capabili. Și asta contează foarte mult într-o guvernare, să știți. Uneori... Nemulțumirile cetățenilor, știți de unde pornesc? De la creșterea prețurilor, de la creșterea tarifelor. A fost această criză a gazelor, criza pandemică. Și uneori cetățeanul spune că de aici se pierde încrederea în cei care guvernează, pentru că ei nu pot, de exemplu, să stopeze creșterea tarifelor sau a prețurilor. Sau mai degrabă, poate că nu reușesc să majoreze salariile și pensiile. Criza energetică e un subiect despre care putem să discutăm foarte, foarte mult și el nu este specific doar Republicii Moldova. Ne confruntăm cu o creștere de tarife, în general, ați văzut pe piața europeană și sunt complicate discuțiile și nu degeaba avem un plan foarte clar pe care toată lumea trebuie să și-l asume, tocmai pentru o reziliență
energetică crescută, tocmai pentru diversificarea resurselor, tocmai pentru energii regenerabile, plan în care ar trebui să fie integrate statele din parteneriatul estic și în special cele care și-au manifestat foarte curajos această intenție de aderare, nu doar prin vorbe, așa cum spuneam, ci și prin fapte. Nu știu cât de tare ne ajută să aruncăm unilateral vina pe guvernul Republicii Moldova pentru ce face Gazprom sau pentru faptul că în condiții în care tu, ca lider, te gândești la cele mai bune soluții posibile ca să nu lași țara în frig și fără resurse energetice, ceea ce e fundamental, deci e una dintre condițiile absolut fundamentale, nu poți să rămâi cu o țară în frig și în întuneric. Sigur că accepti niște condiții care nu sunt neapărat ideale, unele dintre ele, cum e un preț de la 3 ori mai mare, sunt cei sau 4 ori mai mare, e ce ai putut să obții în acel moment, dar n-ai lăsat o țară în frig și în întuneric. De fiecare dată, în momentul în care se poartă astfel de negocieri, și eu sunt convinsă că pedala va fi apăsată în continuare de Rusia destul de tare pe această componentă cu care ține încă captivă Republica Moldova, se vor întâmpla discuții complicate. Ce mi se pare important este, unul, să văd echilibru și diplomație din partea Republicii Moldova în aceste discuții, pentru că până la diversificare oamenii trebuie să aibă aceste resurse. Doi, e important ca partenerii europeni să fie activi în acest dialog. Au fost și în criza gazului recentă, și știm foarte bine că acest sprijin a existat și direct, inclusiv prin președinta Comisiei Europene. Trebuie să fie în continuare foarte aproape și foarte implicat și să ajute la acest proces de negociere, în așa fel încât Republica Moldova să nu se simtă singură. Dar în ceea Admite. ce privește această poziție de balansare între Est și Vest, cum credeți că ar trebui să se comporte guvernarea ca, într-un sfârșit, totuși să le fie clar și cetățenilor care este calea corectă pe care trebuie să se îndrepte țara? Acest echilibru între Est și Vest, cum se vede de la Bruxelles pentru Republica Moldova? Spuneți-mi un pic ce înțelegem sau ce înseamnă echilibru între Est și Vest, pentru că mie mi se pare că părerea cetățenilor din Republica Moldova este foarte clară în sensul de pro-europenism. Există, cred că recent a fost făcut în iulie, acel sondaj care arată că aproape 70% dintre cetățenii Republicii Moldova ale calea europeană. Cred că lor le este destul de clar. Doar că instrumentele trebuie explicate mai bine. Și aici mă întorc la niște discuții pe care le-am avut în ministere destul de mult, aș spune. Apropo și de așteptările societății civile și de așteptările societății în sens mai larg, de a fi informată în legătură cu ce se întâmplă. În criza gazului, unul dintre lucrurile importante care s-au reproșat, să spunem așa, guvernului, a fost felul în care el a comunicat referitor la această criză. Lumea nu știa ce se întâmplă. Nu înțelegea care sunt pașii, ce urmează, dacă se va reuși sau nu un acord, poate că nici ei n-au știut până în ultimul moment dacă această negociere va avea vreo finalitate sau dacă vor ajunge până la urmă la un acord. Dar cred că putea să fie această dimensiune a comunicării simple și clare, mai bine explicată, pentru că poate, așa cum spuneam, tendința este de a acuza guvernul când, de fapt, Gazpromul este principalul actor acolo în discuție și influența rusă, de fapt, mai larg în toată această poveste. Oamenilor li se poate explica acest lucru în așa fel încât să nu plece deja pe narativele dezinformării și ale propagandei, pentru că în asta sunt foarte tare specialiști vecinii noștri. Mai larg, în legătură cu reformele și în legătură cu pașii pe care îi face guvernul sau pe care îi face Parlamentul legislativ, iarăși mă întorc la comunicarea proactivă a cabinetelor, a ministerelor, a Parlamentului. Unul dintre cele mai bune mijloace, de fapt, de a combate dezinformarea și de a gestiona așteptările oamenilor este această comunicare
proactivă. Eu n-am auzit reproșuri de fond legate de activitatea guvernului sau a parlamentului cât am fost în Republica Moldova și m-am întâlnit și cu reprezentanții societății civile și ai presei și ai guvernului și aveți oameni în guvern în societatea civilă, dar am auzit despre această comunicare care poate să fie îmbunătățită și informațiile care trebuie să ajungă mai repede și mai bine la oameni, pentru că ei sunt de fapt principalii aliați ai guvernului în acest proces și sunt în sfârșit pe aceeași parte a baricadei. Guvernele anterioare erau pe cealaltă parte a baricadei, raportat la voința cetățenilor. Oamenii voiau mai mult în Uniunea Europeană decât voiau guvernația, asta era clar. Ei, în sfârșit sunt pe aceeași parte a baricadei și atunci cred că relația asta de a comunica permanent și transparent și transparența decizională poate să ajute foarte, foarte mult guvernul în perioada următoare. Dar declarațiile care se fac la Moscova, se pare că arată foarte clar că Federația Rusă nu ar vrea să-și piardă sateliții pe care i-a avut în zona sa de influență. Și iată, am să o citesc pe președinta Republicii, Maia Sandu, care spunea că Republica Moldova vrea să devină membru al Uniunii Europene într-o zi. Ne-ar plăcea să ajungem acolo mai devreme decât mai târziu, a spus Maia Sandu pentru agenția de presă Reuters, opțiunea pentru Uniunea Europeană. Cum e văzută și mai ales cum poate fi sprijinită de Uniunea Europeană în continuare? Ținând cont și de poziția Federației Ruse, care totuși se pare că deocamdată nu vede cu ochi buni apropierea fostelor republici sovietice de Occident. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le vede cu ochii buni Federația Rusă și totuși ele se întâmplă. Mie mi se pare mult mai important decât de a fixa o dată certă a, să spunem, oferirii statutului de candidat, de țară candidată Republicii Moldova, pregătirea efectivă pentru acest parcurs. Ce n-am văzut la summit a fost și aș fi simțit nevoia să-l văd, era tocmai acest mesaj mai curajos din partea liderilor europeni de a deschide clar perspectiva aderării către acele state din parteneriatul estic care merită această perspectivă. Dintre toate, cred că Republica Moldova în acest moment este în contextul cel mai bun să se apropie de această zi efectiv a aderării. Și credeți că ea se poate desprinde de celelalte state care fac parte din parteneriatul estic și pentru Republica Moldova perspectiva să fie una mult mai clară? O să fiu subiectivă aici. E delicat depurtat discuția în momentul în care susții toată agenda parteneriatului estic, fără ca alte state din parteneriatul estic să se simtă poate îndepărtate sau să se gândească că sunt discriminate. Dar gândiți-vă că inclusiv leadership-ul european a dat semnale clare, în primul rând, pentru această abordare de trio cu Ucraina, Georgia, Republica Moldova și, în al doilea rând, eu spun și sunt și alte voci care spun că Republica Moldova se poate desprinde și poate cumva să fie statul fanion în această perspectivă a aderării. Și știm că în celelalte două țări din acest trio sunt evenimente complicate. În Ucraina, de-a dreptul tensionate în ultima perioadă, în același timp, cred că atenția fiind concentrată foarte tare în acea direcție din partea Rusiei, asta permite Republicii Moldova o perioadă de creștere și de dezvoltare și de integrare sectorială. Ieri a fost acel anunț și, sincer, m-am bucurat foarte, foarte mult pentru cei cât sunt 590 de milioane de dolari pe care i-a aprobat Fondul Monetar Internațional exact pentru această agendă de reforme și pentru susținerea acestui parcurs al Republicii Moldova. Reforme structurale, e prima chestiune menționată acolo și îmbunătățirea cadrului anticorupție, bineînțeles, și redresarea post-pandemie sunt toate importante. După aceea,
componentele, aceste componente sectoriale, infrastructura, și aici ați văzut și acele acorduri semnate pentru împrumuturile de sprijin pentru Republica Moldova. E o abordare bună asta a pașilor concreți. O să spun și de ce, pentru că în momentul în care ei sunt făcuți cu această asistență financiară și cu dezvoltarea economiei, pentru că o economie rezilientă este mult mai rezistentă și în fața atacurilor Rusiei, asta e adevărul, s-ar putea să vedeți la un moment dat curajul unor lideri europeni, ceea ce nu văd astăzi eu, din păcate, dar spune haideți să deschidem porțile pentru acei oameni care au livrat concret și care chiar s-au ținut de treabă și care chiar au folosit banii europeni, care chiar sunt digitalizați, care sunt foarte bine pe agenda asta a reformelor administrative și din justiție și energetice, iată, hai să facem pasul de a deschide porțile încă o dată. Gândiți-vă că sunt state în Balcanii de Vest care au statutul de țară candidată și nu sunt în Uniunea Europeană. Și sunt în continuare discuții foarte delicate referitoare la felul în care funcționează acolo justiția, respectarea drepturilor omului, agenda anticorupție. Poate într-o zi Republica Moldova o să ajungă într-o situație, și eu cred că poate, chiar cred că poate, mai bună efectiv decât unele dintre aceste state, și atunci de ce nu? De ce să nu fie una dintre primele țări sau chiar prima țară care face concret acest pas? Pregătirea, toată această perioadă de pregătire e foarte importantă. Aș vrea să ajungem în acest context un pic mai liniștit și pentru Uniunea Europeană, pentru că sunt vremuri tulburi pentru toată lumea, asta e clar, în care să ne gândim din nou cu curaj la integrare și la lărgirea spațiului Uniunii. Ați avem putea... și nevoie de sânge proaspăt, nu doar Republica Moldova, de Uniunea Europeană. Ați putea să ne spuneți cum se vede de la Bruxelles lupta pe care o duc instituțiile statului cu acest fenomen înrădăcinat, corupția, pentru că există nemulțumiri, de exemplu, din partea procurorului general Stoianoglu, care a fost înlăturat de la putere, pentru că mai sunt și comentarii multe pe marginea vizelor pe care Comisia de la Veneția le trimite Republicii Moldova. Cum vede dumneavoastră șansa acestei lupte de a, împotriva corupției de a fi dusă până la capăt și cum e apreciată acolo la Bruxelles? Pentru noi a fost întotdeauna o miză importantă lupta anticorupție, dar nu pentru că e de dragul nostru, ci pentru că este în beneficiul direct al cetățenilor Republicii Moldova. Știți foarte bine și au existat ultimele concluzii, de fapt, ale discuțiilor de la Bruxelles și raportul publicat chiar recent sublinia faptul că nu s-au înregistrat progrese semnificative pe agenda anticorupție, că încă nu avem răspunsuri foarte clare legate de furtul miliardului. Iată, după aceea, această poveste a fost un procuror general la rândul lui bănuit că ar fi implicat în această istorie. Nu că, nu că ar fi implicat. Procurorul general Stoianoglu, care e înlăturat din funcție, nu i s-a reproșat că este implicat. I s-a reproșat că nu a reușit să livreze rezultate pe marginea dosarelor de rezonanță. Da, acesta este un lucru, dar eu auzisem, sau cel puțin au fost inclusiv acele discuții în spațiul public, că asta ar, mă rog, dar asta ar însemna o complicitate cu vechiul sistem. Nu i-a reproșat nimeni în mod direct furtul miliardului, dar i s-a reproșat o complicitate cu vechiul sistem și lipsa de rezultate este foarte, foarte adevărat. Și după aceea a urmat tot acea poveste a suspendării și a legii procuraturii cu elementele de evaluare pe care recent a taxat-o chiar Comisia de la Veneția, spunând că nu e foarte clar, nu sunt foarte clare aceste etape ale evaluării și că și-a făcut chiar acea recomandare ca
fostul procuror general să fie reintegrat în CSM. Consiliul Superior, da, al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor. Dar eventual să nu îi se dea drept de vot, pentru că asta să ar putea poate afecta exercitarea mandatului celorlalți colegi. Eu sunt de acord cu criteriile clare și mă întorc la unul dintre lucrurile pe care le spuneam mai devreme, că uneori entuziasmul poate să afecteze rigoarea unor procese. Și sigur că în momentul în care evaluezi activitatea unui procuror, trebuie să ai aceste elemente, gândindu-te că dacă acel procuror ar fi fost, de exemplu, îndepărtat din funcție în mod abuziv, legislația pe care o pui pe masă trebuie să prezinte acele garanții, inclusiv împotriva unor proceduri abuzive. Pentru că nimeni nu e etern la putere, așa cum nimeni nu rămâne etern în opoziție. Și felul în care e elaborată legislația trebuie să țină cont de fiecare dată de aceste repere. Și am auzit ministrul Justiției spun că va ține cont de opinia Comisiei de la Veneția și că înțelege raționamentul pentru care au fost făcute aceste recomandări. Și așa cum suntem tot timpul și povestim despre Comisia de la Veneția ca despre acel factor de echilibru și de susținerea efortului anticorupție, e important, evident, ca de fiecare dată să ne întoarcem la recomandările ei, pentru că nu, chiar dacă nu de fiecare dată ne plac foarte mult, să spunem, sau nu sunt neapărat în acord cu ceea ce gândisem noi. Dar nu cred că e o chestiune de rea voință, cred că e o chestiune de proces care poate să fie îmbunătățit. Asta e un aspect. Al doilea aspect este faptul că pentru ca livrabilele să existe pe această agendă anticorupție, într-adevăr trebuie scuturat sistemul. Aici e echilibrul fin pe care trebuie să-l țină guvernul, între rigurozitatea cu care face reforma și conștientizarea faptului că așteptările oamenilor este ca rezultate să se întâmple ieri și corupții să fie evident condamnați și trimiși la pușcărie și țara să aibă un restart curat foarte repede, peste noapte. Eu nu cred că se poate asta întâmpla chiar peste noapte. Și cred că e important să gestionezi așteptările oamenilor gândindu-te și cât de adânc este în sistem înrădăcinat fenomenul. Gândiți-vă că pentru a respecta toate garanțiile da, procedurale, drepturile omului și așa mai departe, trebuie ca aceste dosare să fie făcute nu de paradă, ci solid. Anchetele să fie declanșate, să-și urmeze cursul și cu niște dosare foarte serioase și cu niște probe serioase, acești oameni să fie condamnați. Doi, trebuie să ai acei procurori și judecători în sistem dispuși să le facă, care să nu mai simtă presiunile, care să nu mai simtă amenințările, care să fie niște oameni curați, poate chiar e nevoie de niște generații noi de procurori și de judecători în sistem, și care să-și facă treaba independent. Da? Ei au simțit o presiune constantă până acum. Unii dintre ei, unii alții au chiar fraternizat cu sistemul vechi. Acest restart trebuie să se întâmple și în sistem la nivelul oamenilor care lucrează efectiv cu aceste dosare în fiecare zi. Asta ce înseamnă? Cred că înseamnă nu niște luni, cred că înseamnă niște ani. Dar trebuie să demareze lucrurile, în primul rând, în al doilea rând, cadrul legislativ pentru și garanțiile pentru această deoligarhizare și această curățare a țării de corupți trebuie să existe. Și asta se poate face mai repede. Deci, acest cadru se poate elabora mai repede. Nu precipitat, ca să nu facem greșeli pe care tot noi le plătim după aceea, punându-mă în perspectiva guvernului și a Parlamentului. Dar solid, cu siguranță, se poate face. Eu cred că vor exista rezultate. Cred pentru că există voința politică de a le obține. Este cel mai important lucru pe care o să-l vedeți uitându-vă peste tot în Uniunea Europeană. Rezultate în lupta anticorupție sunt acolo unde există voință politică și unde e independentă justiția și își face treaba independent.
Arestele nu există, nici măcar nu există. În unele state nu există condamnări de rang înalt, pentru că nimănui nu-i pasă că e țara extrem de coruptă, iar sistemele de justiție sunt capturate. În timpul vizitei pe care ați efectuat-o la Chișinău, v-ați întâlnit și cu opoziția parlamentară și ei v-au spus cât de mult sunt nemulțumiți pentru că, în opinia lor, se erodează democrația în Republica Moldova. A fost o discuție interesantă cu opoziția. I-am văzut destul de triști și de descurajați așa, dar haideți să ne gândim și la felul în care s-au gândit ei să consolideze democrația în Republica Moldova înainte de mandatul acestui guvern și de această majoritate parlamentară. Sigur că sunt etape și etape în dezvoltarea și în evoluția politică a unei țări. Nu e tocmai confortabil din opoziție, dar au avut toate oportunitățile și politice și cred că și economice să garanteze și să consolideze această democrație. Nu s-a întâmplat. Iar semnalele de încredere pe care ar fi trebuit, cred că și ar fi existat așteptarea să le dea, n-au fost acolo. Pe scurt, este și o lecție importantă pentru opoziție tot acest proces. Și eu cred, apropo de opoziție, cred că ea n-ar trebui exclusă de la dialogul politic. Sunt unele chestiuni pe agenda opoziției care pot fi interesante. Ei au menționat niște lucruri. Cât de realist este ca ele să se întâmple fără să fie ultra-populist tot acest demers? E o discuție, dar poate e o discuție care merită purtată cu ei într-un dialog sincer. În cadrul în care chiar discutăm despre prioritățile și interesele cetățenilor Republicii Moldova, dar nu populist. Nu avem cum să mărim salariile și funcțiile peste noapte și într-un fel care pur și simplu dinamitează bugetul de stat în condițiile în care nu știm exact care sunt resursele de la bugetul de stat care să acopere aceste măriri pe termen lung. Hai să dezvoltăm economie. Hai să încurajăm antreprenoriatul. Și am auzit la Ministerul Economiei și la Ministerul Finanțelor niște planuri foarte bune pentru aceste finanțări și pentru această simplificare chiar a cadrului pentru IMM-uri, pentru antreprenori, pentru întreprinderile mici și mijlocii. Haideți să construim această reziliență economică care să însemne în mod natural mai multe locuri de muncă, creșterea veniturilor, toată această dezvoltare care să asigure până la urmă salarii mari. În sectorul public poate e importantă discutată salarizarea, pentru că dacă vrei oameni foarte buni care să-ți lucreze și în ministere și în general mai larg sectorul public, ei trebuie plătiți. Și aici nu cred că trebuie să fim ipocriți cu salarizarea, ci trebuie să fim realiști. Tot timpul e important să ai o remunerație cel puțin decentă pentru acei oameni de la care ai și așteptări mari standarde în termen de integritate și în termen de profesionalism și de expertiză. Gândiți-vă unde sunt experții peste tot în Europa, oamenii inclusiv din Republica Moldova, de ce nu s-ar întoarce ei acum acasă? Cam ce salarii sunt în sectorul public și poate că obținem unele dintre aceste răspunsuri. Dar iarăși, sunt, cum spuneam, discuții de făcut lucid. Aș include reprezentanții opoziției în aceste discuții cu cifrele pe masă și hai să vedem. Ok, e populist, dar e realist să creștem salarii și pensii și cum? În ce etape? Ne uităm mai degrabă către sectorul public ca să asigurăm niște resurse umane care sunt foarte importante și lipsesc acum guvernului, de exemplu, și ajutăm sectorul privat să genereze locuri de muncă noi și să susțină, de fapt, bugetul de stat. Dacă ei sunt capabili să facă aceste discuții foarte așezat cu majoritatea parlamentară în acest moment, eu sper să le văd. De ce nu? Dar așezat chiar bine dialogul în acest cadru și pe această agendă. Nu, hai să mărim pensiile și ajutoarele sociale, de dragul de a mări pensiile și ajutoarele sociale.
Și pentru că există această deschidere fără precedent, așa se consideră și la Bruxelles și la Chișinău, pentru Republica Moldova pe plan extern din partea Occidentului, ce evoluție anticipați dumneavoastră pentru anul 2022 în cooperarea dintre Chișinău și Bruxelles? Eu sper să meargă în continuare lucrurile bine, pentru că ele deja sunt așezate pe o cale bună. M-aș întoarce un pic la acest memorandum de colaborare semnat de Parlamentul European și de Parlamentul Republicii Moldova, chiar uitându-mă la 2022, pentru că tocmai ce o să pășim în el, și aș vrea foarte tare să văd Republica Moldova foarte prezentă pe această agenda a evenimentelor și a discuțiilor și a dezbaterilor din Parlamentul European. Noi putem să fim o platformă foarte bună în care să vorbim și să se vorbească despre Republica Moldova. Republica Moldova trebuie în primul rând să fie în atenția publică mereu. Ea a fost în anumite contexte, nu toate fericit. Când s-a auzit despre furtul miliardului, când s-a auzit despre răsunătorul nume al lui Plahotniuc, când s-a auzit mai mult, s-a auzit în contextul situației extrem de tensionate cu căderea acelui guvern Sandu și toate emoțiile și instabilitatea, să spunem, care la dromatul au precedat acel moment și s-au întâmplat după acel moment. Hai să auzim și despre lucruri bune. Hai să discutăm despre faptul că ați ratificat Convenția de la Istanbul. Hai să discutăm despre faptul că Republica Moldova în acest moment reprezintă efectiv un exemplu în materie de reprezentare a femeilor în politică, de pildă, cu echipele pe care și le-a construit în mod natural. Asta e o lecție de care au nevoie unele state membre foarte serios, care n-au reușit să facă acest lucru. Hai să discutăm despre, nu știu, un cadru Magnitsky mai solid, cu exemple de bune practici din Republica Moldova. Despre digitalizare, unde Republica Moldova... Discutam chiar la Ministerul Justiției că la nivel de instanțe se întâmplă niște lucruri pe care România sau alte state membre și le-ar dori și nu se întâmplă încă. Și uite, Republica Moldova are aceste procese demarate și lucrurile funcționează bine. Trebuie să fiți pretutinde și să audă Europa despre ce face bine Republica Moldova, nu numai despre cum s-a furat un miliard de dolari din banii oamenilor. Și asta îmi doresc să se întâmple cel mai mult în 2022, sincer, și îmi doresc să văd un guvern concentrat cu adevărat pe aceste reforme, cu fiecare etapă a lor și care comunică bine, foarte bine cu oamenii, cu societatea civilă, cu presa, cu oamenii. Pentru că e, în sfârșit, acea situație fericită, aș spune, în care sunt cu aceleași obiective. Guvern, majoritate parlamentară, președinție, societate civilă, cetățeni. Eu cred că mai bine de atât nu există în termen de aliniere a obiectivelor și a ambițiilor unei națiuni. Nu se poate mai bine de atât. În general sunt mai complicate lucrurile în dinamica putere-opoziție sau între așteptările oamenilor și ceea ce oferă guvernele. Dar acolo, uite, aici s-a produs această aliniere și cred că trebuie profitat la maximum de această suprapunere de obiective. Noi o să o sprijinim, așa cum spuneam, ne-am deschis larg porțile și Parlamentul European și-a deschis porțile. Vă așteptăm să facem dezbateri și evenimente împreună. Aștept să vorbesc de bine despre Republica Moldova și despre ce face ea bine, astfel încât să se audă și să se știe numele țării pretutindeni. Și numele Maia Sandu, de altfel, este chiar foarte bine cunoscut în Uniunea Europeană și dincolo de Uniunea Europeană. Și la hotarul dintre ani, ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova? Pentru că ei trebuie să se înarmeze cu răbdare, ei trebuie să se implice în luarea deciziilor, pentru că și umărul cetățeanului contează atunci când e vorba despre reforme, despre schimbare, despre transformare. Ce le transmiteți cetățenilor Republicii Moldova la hotarul dintre ani? În primul rând vreau să le transmit să fie sănătoși și să reușească să treacă cu bine despre peste această situație destul de complicată a pandemiei care ne-a afectat pe toți. Pe de altă parte, am un ministru al sănătății care
a gestionat bine pandemia, mai bine decât în alte state, care vreau dintre ele sunt state membre și am văzut asta concret cu cifre și chiar e admirabil, bravo. În al doilea rând vreau să le transmit să nu mai creadă în dezinformări și în știri false, ci în știință. E foarte importantă această încredere în știință, dacă tot discutăm și despre vaccinare și importanța vaccinării, pentru că știința aduce progres. Și ați început de curând chiar cooperarea efectiv și integrarea sectorială în Orizont Europa, care este una dintre cele mai importante, de fapt este programul principal cu componentă de cercetare și dezvoltare științifică al Uniunii Europene. Uite, o oportunitate extraordinară ca oamenii să capete și mai multă încredere în această componentă de știință, de cunoaștere, care să-i ajute să rămână sănătoși și să rămână bine și să rămână însigurați. După aceea aș vrea să le spun că eu și noi de la Bruxelles avem foarte multă încredere în oamenii care guvernează acum. Și într-o majoritate parlamentară de oameni inteligenți, pregătiți, curajoși, tineri, care să le aducă acea bunăstare pe care își doresc. Că nu o să se întâmple peste noapte, e adevărat. În același timp, cu un pic de răbdare și cu un pic de încredere, cred că se întâmplă mai repede și mai bine decât ar fi îndrăznit să viseze acum 2 ani. Gândiți-vă cum era Republica Moldova acum 2 ani sau un an și și cu ce perspective arată ea astăzi în Europa și în acest cadru european. Sunt mult mai bune, neașteptat de bune. Cred că nimeni n-a avut așteptarea capa să aibă rezultatele pe care le-a avut la alegeri. Și aș vrea să le spun că suntem aproape. Și România e aproape. Și văd legăturile dintre oameni de fiecare dată când merg și în teritoriul României. Și Europa e, și Uniunea Europeană e mult mai aproape decât poate se gândesc uneori, pentru că suntem principalul partener economic al Republicii Moldova. Nu e puțin lucru. Tot acest sprijin care s-a întâmplat și faptul că Republica Moldova a avut încredere, așa cum Uniunea Europeană a avut încredere că se pot dezvolta aceste parteneriate, nu sunt vorbe goale. Sunt rezultate cu cifre, cu niște investiții foarte serioase în acest parcurs, de fapt, al Republicii Moldova. Și vreau să le spun și că România trebuie să facă mai mult pentru ei. Mulțumim foarte mult, mulțumim, sărbători frumoase și dumneavoastră și vă așteptăm cu drag aici la Chișinău că avem despre ce discuta. O să vin și o să mă întorc la Chișinău de fiecare dată cu mare, mare drag și chiar mă gândeam și discutam cu un grup de jurnaliști care au vizitat de curând Bruxelles, că mi-ar plăcea să organizez un eveniment legat de conferința pentru viitorul Europei chiar la Chișinău. Și o să vedem în ce măsură ne permit și condițiile pandemice să putem să organizăm un eveniment mai amplu un pic, dar eu cred că, de exemplu, tinerii din Republica Moldova au un cuvânt de spus la rândul lor legat de viitorul Europei. Pentru că acest viitor al Europei include Republica Moldova. Și atunci ar fi frumos pentru ei și ar fi o experiență grozavă, cred că, să putem chiar din Parlamentul European către Chișinău să le oferim acest cadru în care să-și lase propunerile și sugestiile și gândurile chiar pe platforma conferinței. Și sper să pot face acest lucru în 2022 și abia aștept să vin. Mulțumim pentru această discuție, multă sănătate și să auzim de bine și în anul care vine. Mulțumesc și eu, sărbători binecuvântate și pe curând!